Am dat peste femeia asta pe TikTok și nu mi revin. Ok, am auzit și eu de cremele cu extract de melc, dar să spui creaturile pe față să-ți lase vedere, mi se pare absolut scârbos. Toate cremele cu extract de melc sunt rezultatul stresului adus melcilor. O fi natural, o avea beneficii, am înțeles că are colagen și alte proprietăți, dar mă scuzați, în cazul ăsta eu am încredere în produse dermatocosmetice care vin în cutie și nu arată vii. Corina Chirean pare foarte pasionată de orice înseamnă bio și crescut fără pesticide sau alte chestii, dar priviți puțin. Dacă simțiți să-mi trimiteți pozele voastre cu melci plimbându-se pe fața voastră, minunat! Doamna este și foarte sociabilă de altfel. Ia uitați-vă cum se împrietenește cu însuși frigul. Bună dimineața, univers! Acum, revenind, măi, cum să lași melcul ăla pe ochi, efectiv, să ți se lipească de ploapă, îmi ia capul. Deci înțeleg, femeii plac animale și care pasiune pentru melci. Și noi aici la România Fast Forward iubim animalele. O avem pe Petruța aici cu noi, dar nu o punem pe față. Nu o luăm decât să ne jucăm cu ea, o mai iubim așa din când în când, îi mai dăm un morcovior. Da, melci pe ochi, nu e ceva ce aș face în viața asta prea curând. După știrea asta simt nevoia să mă duc să mă curăț puțin, că parcă mă ține în țel pielea. Hai să ne demachiem Petruța.